Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod cu Brandon. Haideți să vedem ce se întâmplă și în acest episod. Acum suntem în campusul universității. Am ajuns și pe aici pentru că am primit puțin mai devreme un mesaj în care putem să intrăm într-o organizație. Și asta vom face și noi. Nu știu ce naiba plouă atât de mult. Era pe aici o chestie de aia. Ia să vedem ce e ăsta pe aici. Nu facem prostioare. Hai să venim și noi, uite, aici așa. Hai băi, lasă. În 6 ore avem și clasă, trebuie să avem grijă. Și trebuie să luăm și examenul. În rest, celelalte avem clasă în 5 zile, deci bine, temerele avem făcute. Totul bine, dar haideți să vedem cum facem aici să ne includem într-o organizație. Ia uite-mi cădea microfonul. Ce m-am speriat. Stai să-mi aranjez pe aici treburile. Așa. Hai bă, odată, vină încoa. Ok, și avem aici info, class grade, enrollment, organization. Ia să vedem. Ia știu de aici niște chestii. Aha. Dar n-avem niciun ăsta spirit. În 7 ore abia începe din ce am văzut. Ia să vedem ce item putem cumpăra de aici. Ok. Oh, și putem să luăm cât un poster, biciclete. Trebuie să ne luăm și noi ceva de aici, nu? Uite, o minge, spre exemplu, putem să ne luăm. Și uite, să luăm mingea asta a facultății, ca să zic așa. Ia uite. Ia să luăm și un ăsta așa. Frigider avem, asta nu ai nevoie. Uite, o chestie de asta pentru... Na. Și aici avem pentru cursuri, laptop, ia uite. Ce mișto e asta. Ok. Asta pe aici, nu știu dacă... putem să luăm și un de-asta. Asta n-avem nevoie. Așa, ok. Cursuri, ia uite, pentru cursuri și 700 ăsta. Uite, dăm 1200, da, las că e bine. Ne folosim și noi de ele și pe aici mai avem... Ia din ce ne spune chestia asta. Deci asta ne informează de niște chestii. O să mai venim pe aici, pe parcurs. Ok. Și pe aici ceva. Ia uite, putem să luăm... Ce să luăm noi aici? Hai să luăm ăsta. What? Păi ce a făcut Bray? Mi-a schimbat ținuta, ai nebunit. Așa. Scholarship. Trebuie să luăm notițe de aici în permanență. Ia să vedem ce. Mamă, dacă e aici de tot felul de chestii de... Înnebunești și aici. Și temelele avem făcute. Dar nu-mi place asta, e să văd eu. Outfit, change outfit. Ok, mi-a pus aici încă o ținută. Na, bine, hai să lăsăm și noi, dacă tot e pe aici așa. Putem să-l lăsăm îmbrăcat așa. View. Hai să ne uităm și noi la asta. Am mai văzut și eu pe la alții, că să uită pe la statuile astea, că, na. Da, la ce naiba să uită de aici, nu înțeleg. Punem o bombă, poate ne dă ăștia afară de aici. Mai a apărut ăla și-i dă cu... Deci facem prostioare pe aici. Avem și fantome pe aici? De unde naiba-s fantome? Ia uite. I-am luat mingea și uite face cu ea. Bă, ce tare. Ce mișto. Boom, 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 boom. Ia uite, bă, ce se pricepe ăsta la fotbal aici. Hai, lasă, gata, 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 că ne-a arătat destul, suficient, te pricepi, ești bun. Așa. Și mai avem ceva, aulă, de asta de ce îmi dă s-o pun undeva? Bă, dar ce naiba, de unde... și aici mai e un infochioș de asta, nu?
Așa. Oare putem să luăm și noi... E săracul plictisit. Trebuie să-i facem și prieteni. Putem să luăm și noi oare de asta? Cred că trebuie să fie foarte bun la școală, mă gândesc. O să încercăm totuși. În 3 ore. Să-l las aici oare iară să joacă cu mingea săracul din cauza la plictisel. Bă, dar nu e nimeni pe aici, măcar... A, bine, pe ploaia asta cine naiba să stea pe aici? N-are cum să stea careva și ăsta stă... Bă, eu zic să te întorci înapoi acasă. Îi dăm travel. Hai, lasă mingea aia că... Stai aici și stai în ploaie, nu e bine. Așa, dăm aici, Newcrest. Și să ne întoarcem acasă. Ok. Hai să vedem. Și bineînțeles, dacă vă place episodul, nu uitați să dați și voi un like. Și să vă abonați cei care sunteți noi, bineînțeles. Ok, hai, Dibre, vino înăuntru că... Stai, între timp le-am mai făcut aici, am pus o luminiță, da, asta așa să pară mai drăguț și în partea de sus am făcut, am uitat să vă prezint aici, dar n-aveam când. Am pus chestia asta, zât, uite așa, să nu, și cu un birou așa acolo. Eu zic că e destul de drăguț, nu? Arată bine așa. Ok. Băi, deci în 2 ore se duce ăsta, are, văd că făcut aici, sper să-și facă treaba cum trebuie. Ia ce face? Se joacă la computer și el va da seama că... Na. Să plictisește și el. Trebuie să încercăm să-i facem și lui niște prieteni. Să mergem la un de-asta de evenimente. Ce am văzut? Avem o de-asta aici lângă. Eu nu știu de unde naiba a apărut asta fix aici. Adică chiar nu știu. Uite și de-asta de înghețată mai avem pe aici. Interesant, a zice. Și o să mai mutăm pe cineva lângă noi aici, dar o să vedem în următoarele episoade. Când va apărea o nouă casă, ce personaje ne apar pe aici pe lângă noi. Bă, las-o, naiba, te duci la ea. Știți ce trebuia să iau eu lui ăsta ca să-și păstreze naiba condiția fizică? Trebuie să-i luăm o de-asta de fitness. Să facă și el puțin sport, nu? Are nevoie de chestiile astea pe aici. Da, să vedem unde naiba o punem pe asta. Aici lângă casă poți... Da, na, bine, e ok și aici decât deloc, nu? Eu zic că e ok. Oh-oh, într-o oră plecăm la șicoală să vedem cum se descurcă. Hai, sper să nu mai au că am mai luat odată un copyright pe muzica asta. Eu nu înțeleg, jocul l-am cumpărat și îmi dă... îmi dă copyright-uri. Să plătesc eu din banii pe care eu i-am dat pe joc. Nu așa ar fi normal. Da, na, te înțelegi cu care... Bă, hai, pleacă odată. Go to school. Boom. Și are până la 2.55. N-are așa mult. Măcar să-și facă naiba treaba cum trebuie. Op, 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 op. Take notes. Să luăm notițe, că dacă luăm notițe e bine. Bă, da, a plouat, să fiu eu al naibii, dar nu. În continuu a plouat. Așa, 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 așa. Bum. În 3 zile avem. Și trebuie să ne facem și temele astea sunt făcute pe aici din ce văd eu. Așa, it's home more confident. They that class is crazy. Așa, on a great help. Ok. Iară se duce la computer. Bă, dacă tot e pe aici, ia să ce avem în calendar. A, e ziua îndrăgostiților, dar eu i-am dat skip că nu are și el pe nimeni. Vă dați seama ce să facă mai întâi. Hai să vedem. O să dăm travel. Mergem singuri. Hai mă, vino încoa. Stă și el prea mult, trebuie să-și găsească, dar nu prea avem tineret aici și toate donșoarele de la noi de prin oraș nu sunt așa drăguțe, a zice. Nu? Nu mi se pare mie chiar cele mai frumoase. Putem să mergem pe la spa, ia să vedem, că n-am fost de când l-am făcut în live stream, să vedem și noi cum se comportă wellness-ul nostru, nu? Dacă e full accesibil pentru toată lumea, nu?
Hai să vedem cum arată. Ok, deci văd că personaje avem aici frumos. Hai să intrăm și noi. Sper să se ducă toată lumea la locurile lor. Nu? Ok. Ia uite, bă, ce devine lumea, bă. Când a apărut inițial jocul Sims, deja oamenii erau. Acum iar au început să vină doar când ești tu. Frumos era să fie deja lume pe aici, nu? Ia. Unde se duce, mă, jos acolo? Ah, la schimbare, la dressing, ok. Bă, dar trebuia să fac pentru femei și pentru bărbați, naiba. Ia, asta se schimbă aici, oare? Ah, se schimbă și ea, ok. Bun. De ce sunteți, bă, așa nervoși? Ok. Hai să intrăm în... Oh, ia uite, că avem deja. Și trebuie să-i dăm pe ăsta aici, get... Mas. Așa. Uite unde ăsta, ia. A, uite și avem pe ăștia aici. Hai să luăm pe asta. Stai să nu ne ia careva omuleț. Ia să vedem. Relax, Anton. Bă, dar astea nu-i nimica, mă? Sau trebuie să punem noi ceva? Păi ce vorbești, bre? Nu e liberă asta? Ia uite, Anaibi. Ia uite, și flirt e asta. Băi, n-ai voie aici. Gata, acum ia la banii. Aolo, deci ia uite că deja întâmpinăm probleme. Ia stai că e cu belea mare. Hai să le dăm mai în față, cred că asta era. Deci uite că am descoperit prima problemă. Hai să mai dăm o dată. 300, frumos, tot cu asta. Hai, mă. Uite că merge, ia. Gata, mă, merge. Perfect. Deci am rezolvat aici. A, dar eu am dat în partea ailaltă. De ce s-o fi pus aici? Ia. Yeah. Mamă, de când am mai fost cu un masaj cu ăsta, uite, îi pune pietre pe el. Și avem frumos, ia uite, și pe aici ceva oameni. Oh, dragu. Prea tare. Ce aveți, voi? De ce vă certați? Îmi spunea mie cineva că se strică boxa asta dacă o las acolo, dar na, acum ce să fac? O să o mai mutăm noi dacă e. Și o să o pun exact aici, în partea asta, cred. Ok, deci aici avem un omuleț, doi. Ia uite, bă, cât... Mamă, lux! Dar aici văd că nu avem un omuleț, cred că... Sunt prea mulți dacă mai adăugăm încă unul. Ia uite, face frumos și fitness aici. Bun. Ia uitați-l pe al nostru, ce bine se simte aici. Altceva. Altceva, domnilor. Trebuie să reușesc să-i fac o poză, așa, în poziția asta. Hai, mă, uitați-vă la mine, așa. Bum. Bă, dar nu mă caut ăsta, dar m-a disperat. Ok. Prea tare, oricum. Deci mă bucur că e funcțional. Și au testat-o și într-o parte și într-alta. Foarte bine. Și asta pentru... Aici cred că te pui tu... Aha, ok, deci aici n-ai nevoie de absolut nimic. Aici la fel meditate, aici yoga. Pose. Cred că aici vine... Nu știu cum vine cineva. Hai, ok. Gata, mă, mi-a făcut masaj. Așa, romance, trebuie să-i dăm un flirty să vedem, așa că tot ea aici văd că nebunatica. Ia uite cu X2. Yeah. Ce vreți, mă? Nu pot să vin. Ok. Ooh.
Hai să întrebăm dacă e singură domnița. Bă, vă vede lumea, n-aveți voie cu problemă să faceți de-astea. Exchange number? Hai să vedem dacă ne dă numărul ei de telefon măcar, până mai apar ceva domnițe prin oraș. Ia uite-te la ei, dragi. Ia să-i spune. Hai mă, lasă-l naiba de telefon. A, deci îi place la nebună. Ok. Ok. Stai să mai băgăm o dată în seamă aici. Bă, dar era mișto poziția aia. Ia uite cum e prins. Trebuie să le fac o poză și așa. Bum. Hai că i-am prins bine. Uite, nu știam ce neba mi-a părut ăla acolo. Păi da, dragilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre. Iar până la un nou episod, eu am fost Alex. Toate cele bune. Ciao.